Tragedie de nedescris în sudul țării. O fetiță de numai 5 anișori a fost tamponată mortal de o mașină sub ochii îngroziți ai surorii sale mai mari. Accidentul s-a produs în data de 23 februarie, în jurul orei 17.45 de minute, pe un drum din satul Borogani, raionul Leova. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă al inspectoratului de poliție Leova, Cristina Ciobanu, la volanul mașinii se afla un bărbat de 37 de ani, locuitor al satului Iargara. La moment se cunoaște că micuța ar fi fost luată de sora mai mare de la grădiniță și ambele se îndreptau spre casă. În circunstanțe necunoscute, copila de 5 ani a fost tamponată de automobil. Din nefericire, micuța a decedat la fața locului până la venirea ambulanței. Șoferul a fost testat pe loc cu aparatul Drager și s-a constatat că el nu se afla în stare de ebrietate. Bărbatul a fost reținut de poliție, iar pe caz a fost pornită o cauză penală pentru provocarea unui accident soldat cu decesul unei persoane.